Iubire minunată, alte sunt dragă. Când te-am cunoscut, am crezut că te cunosc. Senzație nepământeană când te privesc. Nu poți crede când încă nu te poți zări. O te surprezezi neașteptate, ciocolată, obțuri, etc. Complimente interne, externe, fabuloase, destul doar la sex sărutare. Bună seara, România! Bună seara, internet! Eu sunt Teo și voi vă uitați la Nimic Nou, episodul 30. 30 fiind și la cât merge jumii de G. Ce am zis acum? Nici eu nu știu, că-s bătrân, dar înțeleg că așa vorbesc tinerii. Comentariul săptămânii vine de la un băiat care își dorește cu disperare să ajungă la comentariul săptămânii și deci ne-a trimis comentarii multe și incoerente. Numele lui e... Numele tău e... Dar n-am să spun te acopăr. Și el ne zice cam așa. Și acum pe bune, cu un chilul meu să faci reclamă la Mac? Sunteți chiar niște sărăcii bășite? Din ce motiv nu faceți reclamă la salată sau la shawarma? Zi, boss, că știm cu toții că de-astea bagi după show, iar Mac-ul îl bagi după ce îți dai seama că ai îmbătrânit și că și așa nu mai ai ce face cu viața. Râdeți și voi că faceți niște glume de nu râdeți nici voi. Eu râd de voi cât de serioși stați când inventați glume după care spuneți că sunt noi. Păi normal că sunt noi, dacă abia le-ați compus după Paraziții, Biugi Mafia și Florin Salam. Vine poliția, îmi ridică poanta. Băieți, ați belit-o. Dar ce-am făcut șeful? Ce-am făcut șeful? L-ați împușcat pe Buzdugan într-o poziție nefirească. Șeful, dar a fost legitimă apărare. Fă legitimă părere, șef. Fă-ți o legitimă părere, ne apăram legitim. În 94, eu l-am filat pe Dor Octavian Dumitru pe litoral. Eforie Mangalea Costinești. Ha, ce-am văzut acolo. Un foc de armă nu s-a tras. De ce? Nu se poate așa și la voi? Acum cine mai face matinalul? La Radiosul. Cine l-a făcut și până acum? Internetul, nu? Ah, cu din asta? Ah, ok. Tu cumva nu mai vrei să ai insigna la tine. Vrei să mi-o dai mie? Dar nu poți să faci asta, șeful. Nu pot să fac asta! Cum să nu pot să fac asta? Pot! Dacă vreau. Nu, nu pot să fac asta. Avem nevastă și copii. Ba pot să fac asta. Că nu e nicio problemă. Ba pentru noi e. Problema voastră. Asta ziceam și noi. Nu mă interesează, vreau insignele. Te rog frumos, lasă-ne să lucrăm în poliție pentru noi. Ce? Pe gratis? Da, pe gratis. Fără bonuri de masă? Nu mai ne interesează bonurile de masă, numai nu ne da afară, șeful. O să nu mai faceți nimica. Facem tot ce trebuie. Sugem, nu suge. Insigna, dă-mi insigna. Nu ți-o dau, dă-mi eu. Nu, șefule, mă ia de insignă. Uite, șefule, în obraz ți-o dau. Oh. Păi, ce urât din partea ta, mare nesimțire. Dacă pleacă el, plec și eu. Ce? Nu, dă-l dracu pe ăsta. Bine, băieți, vă mai dau așa. Vă transfer la divizia de glume rutiere. Dar, capitane, acolo se dau glume de tiriști! Discuția asta s-a încheiat! Nu, capitane, că nu mai vrem să stăm să lucrăm! Gata, nu, pe nu mai lucrează nimeni pe asta! Ce? Ghioce? Asta. Îl dracu și pe ăsta, a? Mur, că ți-l sproi tu, azi mergem la film! Micul dejun de mine, în pată descoperim! Eu îți scot patonul și te ajut să îmbraci! Te mai găsesc eu pe la pub-uri cu microfonul la mână așa șmecherește. Și încă ceva, cenzurează-o pe asta. Floricică în grup! După cum poate ați afla deja, artistul nostru preferat, number 1, Danny B, zis și Danny B, s-a retras din activitatea muzicală după ce un videoclip de pe YouTube l-a convins că rapul creștin e de fapt unealta satanei. Pe bune, nu pot să inventez așa ceva. Dar haideți să ne întoarcem un pic în timp și să ne aducem aminte ce momente frumoase am petrecut alături de el. Biblia din belele te va scoate, căci Iisus e cel mai tare, el nu va moare. Sector 7 cel mai tare, el nu va moare! Guvernul ăla te-a aplicat.
Dani Vea din ora putere. Care a fost modelul pentru tine? Cine a fost cel care ți-a deschis calea? Nici nu cap îndoială. Dani. Atunci. Dani Vea a fost inspirația. Dani e Dani. Nu mai sta deoparte, vino mai aproape. Mă voi ruga pentru tine la telefon. Ce pot să zic? A fost aiurea când a dispărut DCN-ul. M-am întristat când s-a retras Cedric, dar n-am plâns cu adevărat decât când s-a retras Dani B. În inimile noastre a rămas un gol enorm și ne-am gândit cine ar putea oare să înlocuiască pe unicul, inegalabilul Dani B. A, uite, l-am găsit, e tipul ăsta. Îl cheamă Q-Sensation și pasiunile lui sunt să se îmbrace ca un copil de 10 ani care nu știe să se îmbrace și să facă niște videoclipuri care l-ar face jeleu și pe Iulian Moga. Hai să vedem că-i poate pielea. Jurnalul lui Q-Sensation, ziua 147. Deghizarea mea e perfectă. Colegii de clasă habar n-au că nu sunt adolescent. Ah, continuarea de la avioane de hârtie. Bă, când poți să pui în paint orice decor vrei tu, de ce dracu să te oprești la o mașină roșie? Puteai să ai un Dita mai iahtu sau un tank de aur. Sau un Imperial Walker de aur. Să nu credeți cumva că băiatul ăsta știe doar efecte speciale și autotune. Nu, nu. Uite cât de bine o dă când bagă voce live. Hey, hey, va fi bine. Bine. Pentru melteni, tabloul ăla este de Caravaggio, care tradus în română înseamnă carte fodacia. Pentru această canapea a fost sacrificat ultimul exemplar de leopard dreptunghiular. După rău vine bine, după rău vine bine, întotdeauna. După cum vedeți, bugetul de filmare i-a permis un schimb de tricou, dar nu și unul de pantaloni. Al dracu Iulian Moga. Dani cine? Spre deosebire de Dani B, Q-Sensation e un artist versatil care imită prost o gamă variată de artiști, cum ar fi Dan Bolan de la Ozon. Fuego. Cum cad fulgii de zăpadă și se aștern ușor pe stradă. Și bineînțeles, Mr. Juve! Hai să o dăm, hai să o dăm pe hip-hop. R&B, R&B de curat. Fetele pune să dea din cur pe hip-hop. Tăi scrii pies, nu joci nici un rol. Cât de frumoasă e rochia, cât de mișto e mama ta. Cum îți bate vântul, frumos cât mișcă părul. O să ne înțelegem clar, eu lucrezi tu, na. Internet, nu e niciun secret că, la fel ca vama veche, sărbători precum Crăciunul, Halloween-ul sau Valentine's Day s-au cam stricat. Din fericire pentru voi, avem o tradiție fresh. Se numește Ziua Asteroidului și se întâmplă pentru prima dată anul ăsta pe 30 iunie. Băi, am auzit că dacă e asteroist, se subțiază vocea. Pleacă-mă de aici. Ziua Asteroidului este genul de sărbătoare care ne învață să prețuim lucrurile mici și simple din viață, cum ar fi că putem fi toți oricând rași de pe fața Pământului într-o clipă de un asteroid și ar trebui să putem să facem ceva în privința asta. La mulți ani de Ziua Asteroidului! Pentru mine? Piatră? Exact ce-mi doream! Reclamație șosete. În cinstea tuturor asteroizilor care au evitat până acum planeta noastră, Sector 7 lansează o provocare. Lângă Biblioteca Națională din București se află un șantier uriaș de dinainte să ne naștem noi. E, intră până pe 30 iunie pe pagina noastră de Facebook și ghicește care ar trebui să fie dimensiunea unui asteroid ca să cauzeze o groapă atât de mare. Cele mai bune răspunsuri primesc ori unul dintre cele 5 tricouri cu Don't Be a Dinosaur sau una dintre cele 5 umbrele intergalactice. Multă baftă și să sperăm că până la episodul următor nu ne luăm un cataroi cosmic în cap.
Sărbătorește ziua asteroidului intrând pe pagina de Facebook Discovery România, că poate ai tu o idee deșteaptă cum să nu mierlim toți ca dinozauri. Vine poliția, îmi ridică poanta. Ce zici de asta? De ce sunt ornitologii obsedați de femei? Pentru că le place păsărica. Joc de cuvinte cu tentă sexuală, expirat prin 82, maxim 6 luni cu suspendare. Bă, da, îți cam știi codul de omor penal. Păi, Stoiane, glumele proaste sunt ca etnobotanicele. De câte ori interzici una, apar 3 noi în loc. Hai că avem acțiune. Hei, salut, boss! Salut, salut, ce faci? Salut! Auzi, căutăm și noi un băiat care are niște glume cu Cătălin Botezatul să ne dea și nouă, dacă știi pe cineva. Nu, nu știu despre ce vorbiți. Haide, boss, că uite, reclam la trăsniță în atunci, suntem încă pe atro, știi ce zic? Deci nu știu ce aveți cu Cătălin Botezatul, care este un designer foarte bun, un heterosexual convins, și nu știu ce vreți de la mine, pe bune. Bine, boss, okay. Da. Scuze. Scuze. Auzi, Stoiane? Aud. Din 89. Poliția glumelor, stai pe loc! Întotdeauna puneți botul la cioaca asta, fraierilor. Fii atent, tovarășe. Prietenul meu Stoiane e dement de tot. Nu și-a băgat piponul azi, așa că cel mai bine scuipă tot acum. Scuip tot? Scuipă tot. Ok. Ți-o cam cauți, prietenaș. Ok, ok, ok. Gata. Bă, tu-ți bagi joc de poliția glumelor? A, poliția glumelor? Mai degrabă, poliția gumelor. Nu mai face jocuri de cuvinte. Lasă-l, bă, Stoian, că nu merită. Dai în mine? Nu. Dai în fabrici și... Nu faci asta. Și usine. Moară, fă. Bă, eu m-am săturat de cel cu ăsta. Ia să vezi tu cum o să-mi funzi pârnaia la alcahaz. Mă sună de la secție. Prea-l tu pe ăsta. Păi deșteptule. Da. Tu știi câți pușcăriași în cap într-un club? Toți. Vreau să știu cine inundă piața cu glume bășite. Ok, e un dement. Mi se spune Jokerul. Păi, Stoiane, lasă-l pe ăsta. Șeful a fost omorât. Salut, internet! El e Alex. Pasiunile lui sunt berea la pet, să leșine pe borduri și să facă crowdsurfing. Anul ăsta, Alex merge la Electric Castle ca să-i vadă pe cei de la Prodigy și are o mare problemă. Să te arunci în gol de la 2 metri e super dureros, iar pe necunoscuți sau pe prieteni buni nu te poți baza. De aceea avem nevoie de tine să-l prinzi pe Alex la Electric Castle și punem la bătaie un abonament pe 3 zile dublu pentru chestia asta. Tot ce trebuie să faci e să postezi pe pagina noastră de Facebook o poză în care ne demonstrezi că poți să ții deasupra capului ceva care pare la fel de greu ca animalul ăsta. Boșilor, dați și voi o bere dacă vin sau vodcă. Și încă ceva, câte sesizări trebuie să vă mai fac ca să mă băgați și pe mine în zeama aia de ciorbă de la voi din platou? Și de asta băiatul ăsta n-a intrat la comentariul săptămânii. Deci, comentariul săptămânii vine de la Vlădescu_Ștefan34, care ne spune: vă mulțumesc că ați pus fix de ziua mea de naștere acest clip, păcat că l-am văzut acum. Succes, Teo! Mulțumim, Vlădescu Ștefan 34. Atât de bucuros sunt, destul de bucuros sunt. Nu-ți pot descrie cât sunt de îndrăgostit în tine. Eu.
Oameni buni, cam asta a fost mor, la revedere internet extern, cățeluși 30, nimic nou, frotiu, episod, atât de îndrăgostit sunt. De tine, îndrăgostit pe bune.